familia și cu ajutorul Dumnezeu anul acesta, aici la Chișinău, pentru primăvară, aflându-mă în Moldova, cu un material pe care am să vi-l prezint, legat de educație și libertate religioasă. În urmă cu o lună de zile, am fost invitat în Parlamentul României la Comisia de Credință și de Conștiință și Libertate Religioasă să expunem ceea ce Biserica învață de atâta timp și învinuită de curentul european de conservatorism, de ce libertatea se conjugă și se susține de o educație religioasă în sine și de ce Biserica nu poate renunța la ea. Deci trendul acestui european pe care noi în România ca o presiune simțim câteodată de a fi de acord să acceptăm căsătorile de homosexuale sau de a accepta religiile altor culte și altor confesiuni, de egalitate în fața conștiinței neamului nostru românesc, e aproape imposibil. Pentru că poporul nostru are o cultură creștină bazată pe Evanghelia lui Hristos. Și concluzia întâlnirii de la Parlamentul României a fost următoarea. Reprezentanți de toate cultele, de toate religiile, numele lui Hristos nu a fost pomenit. Eu veneam cu materialul acesta să le spun că adevărata libertate este în harul lui Hristos și nu putem cunoaște în afară. Și mi-am structurat, pentru că era direcționat în primul rând spre tineri, materialul și ca ei să înțeleagă raportul acesta, să nu le fie frică de harul și libertatea în Hristos. Mi-am structurat materialul în câteva părți, l-am să-l trec succint așa, el va fi publicat și în primul rând, tânărul între tip și prototip. Întotdeauna prototipul vieții noastre rămâne Hristos. Nu putem să ne detașăm de acest model al educației creștine. Vedeți? Le tot spunem creștinilor și eu predau misiunea bisericii. Dialogul ei cu societatea, cu școala, în primul rând, nu? Și cu celelalte instituții din țară. Tot ce învață Hristos este în Evanghelie. Noi nu ne putem renunța la acest mesaj evanghelic, Hristocentric. De aceea Hristos este Dumnezeu, omul este modelul educației religioase creștine pentru mine. Și tânărul trebuie, el este un tip, este o imagine a prototipului care este Hristos, Dumnezeu omul. În clipa în care tânărul își pierde această cristomorfizare, adică luarea chipului lui Hristos, întiperirea chipului lui Hristos în el, de fapt, refuză un principiu de bază a educației și al libertății religioase. Efortul nostru este nu numai să educăm pe tine. E foarte bine că avem religia în școală, e foarte bine. Într-o discuție cu decanul Facultății din Tesalonic, Ioanis Coculis, spunea că scopul educației religioase este îmbisericirea copilului. Adică cristomorfizarea lui. Poate să știe totul despre Hristos, despre Evanghelie, de nota 10, dar la biserică să nu vină, să nu se împărtășească, să nu fie mădular viu al bisericii. Asta înseamnă cristomorfizare. Concorporalitatea noastră cu Hristos, consanguinitatea noastră cu Hristos. Sângele lui, sângele nostru, spunea Sfântul Chiril al Ierusalimului. Nu? Trupul lui, trupul nostru. Adică harul să fie prezent în ființa noastră. Asta ne dă de plină bucurie și libertate. Altfel, am avut un curaj și n-aș fi eu primul, așa, care spun că religia în sine creează idol, să știți. Dacă vorbim, educația religioasă este frumos și interesant. Știți, în urmă cu un an, în România a fost un mare șoc consultarea părinților dacă să mai facem sau nu religie. Trebuie să-i mulțumim lui Hristos pentru că ei sunt poporul, ei sunt biserica, știți? Ei sunt biserica și au susținut extraordinar, aproape 90%,
procesul religios educativ, însă a fost o manifestare a misiunii laicilor extraordinară. Deci noi în România după 89 n-am avut o astfel de mobilizare a laicatului, pentru că fiind biserica, creștinii noștri și-au dat seama că nu pot rămâne copiilor fără educație religioasă. Și la un moment dat, într-un colegiu economic din Alba Iulia, un tată, care era musulman, știți, a venit la școală și a zis, domnule, zice, strângeți pentru semnături, pentru religie? Zice, da, că zice, vreau și eu ca fiica mea să facă religie creștină. La care profesorul a zis, domnule, dar tare ești musulman. Păi zice, nu pot sta într-o țară să ne cunosc cultura. Auziți, acolo ce lecție face acest om, ce conexiune între cult, cultură, știți? Numai noi suntem oameni de cultură, dar la cult nu mergem, adică la liturghie. Nu poți fi om de cultură fără cultivare. Părintele Rafael Nonica spune că mănânci ceea ce cultivi, știți? Adică dacă nu, depinde ce cultivi. Și trebuie să cunosc cultura, spiritualitatea unui popor în care fetele mele și eu am ales să trăim o perioadă de ani cu afaceri sau cu ce vor fi ei implicați acolo. Deci revin la problema aceasta a hristomorfizării și a centralizării tipul de educație pe care trebuie să îl împingem spre prototip, iar modelul rămâne Hristos.